acum am nevoie de un picior de pui. Și piciorul de rață e bun. Aruncă-l aici. Mulțumesc. Apoi câteva lacrimi de unicorn. Una, două. Oricum nu cred că strică. Acum am nevoie de o lingură imensă. Șah și dame. Oh, mersi. Deci șah și dame, slime cu scame. Bine. Ești sigură că vrei asta? Atunci să trecem la treabă. Câteva închisituri în plus. Serios? A funcționat? Da! Sunt grozav! Sunt puternic! Sunt cel mai mare vrăjitor din lume! Vrăjitorule, oprește-te! O să distrugi toată casa, așa? Totuși, ce se întâmplă aici? Nu vezi? Magia mea face minuni! Avem o nouă păpușă Elsa acum? Nu, e aceeași, dar îi plac mult clipurile noastre cu păpuși de hârtie. Și a vrut să se joace cu o trusă de frumusețare din hârtie. Așa că a trebuit să-i fac și o păpușă de hârtie. Wow! Atunci în timp ce tu lucrezi la fraja inversă, eu mă duc să mă joc cu Elsa. Ce? Fără mine? Haide, Moisiu! Bună, prieteni! Sunteți pregătiți pentru o nouă schimbare de look din hârtie? Oh! Trecem la treabă, Siu! Cu ce începem? Să vedem! Wow! O minunată mască hidratantă! Oh, și e o căprioară drăguță! Pentru prințese! Acum să o netezim foarte bine pe față! Elsa, ești deja schimbată! Arăți ca Sven! Au! Sunt bine! Ce-a fost asta? A fost Sven care a apreciat gluma ta cu căprioare! Cred că e suficient! Să scoatem masca și să o punem la locul ei! Pe cealaltă parte avem plasturi pentru ochi și chiar și pentru buze. Care, apropo, sunt extrem de eficiente. Verificate de un slime. Oh, Semi, chiar ți se potrivesc. Așa, Elsa va avea niște buze frumoase. Acum să folosim plasturii pentru ochi. Oh, ia uite, au model. Așa, hop. Acum lasă-ți ochii să se odihnească puțin. Apropo, cei care nu s-au abonat încă la canalul nostru... O pot face chiar acum! Cred că ajunge, să le dăm jos! Acum folosim șervețele de hârtie pentru a îndepărta surplusul de pe fața ta. Mișcări ușoare! Minunat! Oh, te gâdilă? Nu mai are răbdare! Să vadă ce urmează în rutina ei de frumusețare! Sau tu nu mai ai răbdare? Nu! Bine, și eu sunt curios! Procedurile de îngrijire a pielii sunt gata, deci hai să te pregătim pentru machiaj! Stai să iau apă micelară, să torn puțină pe o dischetă și să-ți șterg bine fața, gâtul și zona decolteului. Oh, nu plânge! Sunt doar coșuri! Faceți loc pentru un expert! E clar! Crema cerb pentru acne va ajuta! Din fericire o avem! Nu știam că cerbii au acne! Ok, să luăm niște vate moale și să-ți curățăm fața încă o dată! Vezi? Nu aveam de ce să ne facem griji! Să păstrăm efectul cu un tonic blând pentru... Nu pot fi mai delicată! Nu-mi place să fiu apucată așa! Ce? Ola? Nu, e un slime șmecher și roz! Oh, Semi! Ești tare, șugubăț! Grozav! Mergem mai departe! La la! Câte perii sunt aici! E raiul artiștilor! Să o luăm mai întâi pe asta pentru fardurile de ochi. Și acum să ne hotărâm asupra culorii. Verde, poate? Folosește verde dacă vrei ca Elsa să devină un troll de piatră. Roz e culoarea perfectă pentru toate anotimpurile. Uci, ce urât! Se pare că modelul nostru știe exact ce vrea. Iar eu am paleta potrivită. Wow! Niciodată nu sunt prea multe farduri de ochi, nu? Să începem cu o nuanță mai deschisă și să terminăm cu cea mai închisă. Acum vom folosi o pensulă mai subțire pentru a evidenția colțurile pleoapelor. Apropo, aici avem și câteva farduri de ochi cu sclipici. Oh, la la! Să continuăm cu fardul de obraz. Uite o pensulă pentru fard de obraz. Avem suficientă iluminatoare în trusa noastră de înfrumusețare. Câteva mișcări ușoare de-a lungul pomeților. Uite ce drăguț a devenit! Hei, stai așa! Mai e o singură foaie în trusa noastră de înfrumusețare? Nu e
corect? Oh, nu fi trist, Semi. Mai sunt destule chestii cu care să te joci. De exemplu, crema asta specială de ochi. Ajută la fixarea machiajului, astfel încât fardurile de ochi să nu se șteargă. Oh, și ce zici de genele false? Prieteni, o să vedeți cum se va schimba brusc look-ul ei. Oh, ce de rujuri! Dar de ce sunt toate albastre? Monsieur Magnific, nu mai înțelegi produsele de înfrumusețare? Sfinte plăcinte, aproape că m-am dat de gol! Doar ambalajul e albastru, iar rujul arată așa. Ce culoare superbă! Aplic-o acum! Mai întâi să-i hidratăm puțin buzele Elsei. Grozav! Acum rujul. Hei, să luăm pe ăsta pentru machiajul de zi, ok? Cel roșu e mult prea intens. Oh, ai dreptate. Ok, așa. Ăsta merge la locul lui. Și ultimul pas e să fixăm machiajul. Doar câteva mișcări. Și voilà! Nu, nu, nu! Îți spun eu când va fi voilà! Așa, am spus așa! Știu, vrei să iei câteva? Oh, ce idee incredibilă, Semi! Știu, toate ideile mele sunt bombă! Acum arată-ne rezultatul! Un ultim retuș și-am terminat! Doriți să vedeți un tutorial despre cum să faceți o astfel de trusă de înfrumusețare? Atunci fiți pe fază! Încă puțin! De ce e chestia asta atât de grea? Semi, Semi! Ce faci? Am filmat deja scena cu cazanul! Ce știi tu? Lasă-mă să-mi iau pălăria și o să-ți arăt! Sfinte plăcinte! Acum îți voi arăta totul! Gândaci și muci, slime-uri și spărgător de nuci! Spărgător de nuci? Ce? Hai să meșterim! Da, da, da! Mai bine ia asta și ajută-mă un pic! Dorința ta e porunca mea! Nu uita! Nu mai mult de 3 picături! De ce 3? Eh, bine! 1, 2, 3! Ok, am făcut asta! Ce se întâmplă? Wow! Sunt toate elementele din trusa noastră de înfrumusețare! Nu trebuie să-mi mulțumești! Oh, piesa asta s-a rătăcit sau ceva? Îi voi mulțumi imprimantei noastre color care merge bine! Bun, să începem! Vor fi 4 foi cu produse de înfrumusețare. Prima va conține... toate cele necesare! O mască hidratantă, plasturi pentru ochi și buze care-mi plac. Bine, bine, am înțeles. Dar de ce e goală chestia asta? Oh, da, scuze. Am vrut să mă relaxez și am uitat să o pun la loc. Oh, Semi, Semi. Iar pe partea asta avem plasturi pentru ochi și buze. Ce? Și asta e goală? Serios? Și ce-ai spus? Și tu ce-ai spus? Și tu ai... ne-am simțit foarte bine. Trebuia să pui astea sub ochi. Poate această doamnă să termine măcar toată procedura? Nu? Înțeleg. Un cactus cu buze umflate? E ceva nou. Oh, haide măi! Trubadurii din Tibidabo cântă despre așa ceva dintotdeauna. Oh, cactus frumos! Oh, cactus frumos! Oh, ce cântec molipsitor! Nu mai spune? Și e foarte obositor! Trebuie să mă întind! Sunt atât de transpirat! Vezi? De aceea șervețelele trebuie să fie mereu la îndemână! Le vom prinde aici! Apa micelară și buretele merg pe jumătatea stângă, tonicul și crema pe cea dreaptă! Nu uita de vata pufoasă! Va fi și ea utilă! Ai dreptate! Numai că nu avem nevoie de asta! Ha! Mult mai bine așa! Spun eu, totul se pliază ca într-un joc interactiv, știi tu? Suzy, ce se întâmplă? Nu înțeleg! Nu asta trebuia să fie aici! Ups, cred că am încurcat ceva! Asta era... Îți bați joc de mine, Susan! Da! Lasă-mă un minut să termin! Avem o mică problemă tehnică aici! Hai să bem un ceai! Aceasta e piesa principală cu fardurile de ochi și oglinda! Pe partea asta am mai lipit o paletă! Și acum să ne ocupăm de partea aia interactivă, de care semnul nostru e tare mândru! Deja? Aproape! Trebuie doar să pun aceste pensule la locul lor. Gata! La asta mă refeream! Uite ce minunăție! Wow! E super tare! Vreau să o am! Sam! Sfinte plăcinte! N-aș refuza să am și eu astfel de trusă de înfrumusețare. Ok, aici vom avea crema de ochi, un burete moale, balsam de buze și genele false! Cum arăt? Ar fi bine să nu clipești, altfel vei zbura cu astea. Mai trebuie să ne ocupăm de rujuri și am terminat! Inima de pe copac indică nuanța rujului. Asta îmi place cel mai mult! Iar preferata mea totuși e nuanța roz! Și ce v-a plăcut? Ați uitat? Atunci mai aruncați o privire!
Liniște, nu pingeți! Cine vrea îngrijirea pielii la dreapta și machiaj la stânga? Vom avea grijă de blana ta de pluș la mijloc. Prieteni, veniți la mine pe rând. Asistentul meu o să vă dea plastorii pentru ochi. Deci, Elsa a băut o poțiune ca să se joace cu cosmeticele de hârtie, iar restul a fost inventat. Încheiați, oameni buni, a fost descoperit. Auci, fugiți! Prieteni, nicio grijă, toate Elsele noastre s-au bucurat să filmeze acest episod. Dacă v-a plăcut și vouă, dați-ne un like și abonați-vă. Și rugați-vă prietenii să se aboneze și ei. Ce-ar fi să încercăm să te transformăm în Suzy de hârtie, ha? Oh, nu, nici gând. Haide, pot să vă transform în urmăritor de hârtie? Nu? Bine, pa, pa. Unde mi-e pieptenul? Sigur l-am pus aici. La 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 la. Ta-ra-ra. La la la. Asta e ceva nou. La la la. Dar aia e cana mea preferată. Siu, Elsa i-a plăcut atât de mult. Poate să țină ea? Ce zi plină a fost. Ce? Sammy? Cred că Elsa îi trebuie propria casă. De ce? E bine așa? Dar are nevoie de propriile chestii și de un pat al ei. Și tu poți crea un design special pentru un palat de gheață. Oh, wow! Atunci începe mâine la prima oră! Bună, prieteni! Azi vom construi un mini-apartament pentru draga noastră Elsa. Sam a pregătit din greșeală părți extrem de mici. Dar, așa cum țineți minte, Elsa e un adevărat magician. Ta-da! S-a micșorat ca să încapă noua ei casă magică! Deci, suntem gata să ne apucăm! Întâi vine baia! Ia uitați ce pereți! Un adevărat basm de gheață! Și asta arată de parcă ar fi făcută din sute de țurțuri mici! Vă amintiți de palatul ei din film? Era fabulos! Dar până și o casă de gheață are nevoie de un duș fierbinte. Chiar și cuvântul ăsta mă încălzește. Elsa va avea o cabină de duș confortabilă. Aveți grijă cu lipiciul cald, prieteni. Înfășurăm materialul așa. Un perete. Și altul. Floare la ureche. Ia uite ce pietricele! Îmi aduc aminte de cristalele de gheață. S-o punem aici. Cred că arată grozav. Încă 100 de mici, 500 de like-uri. Vă place, prieteni? Prieteni, uitați-l pe Sammy al nostru. S-a întâmplat, s-a întâmplat. Arăt ca Elsa. Sammy e unul dintre cele mai bune lucruri ale tale. Siu, ajută-mă să agăț perdeaua. Nu ajung acolo. Lasă-mă pe mine. O fixăm și gata! Cine vrea să facă duș? Stați la rând! Acum trebuie să facem părțile cele mai importante ale dușului nostru. Robinetul ca să pornim apa. L-am făcut dintr-o capsă. Și dușul în sine, evident. Îl vom face dintr-un dozator obișnuit. Sac și gata! Acum îl conectăm la furtun. Grăzav, Sammy! Prindem capătul cu grijă. Așa! Și îl fixăm pe perete folosind un cârlig. Gata! Deci, după duș, cineva are nevoie de un prosop pufos drăguț. L-am ales chiar eu. Și covorașul ăsta moale e minunat pentru picioare. Ah, măiculiță, e un eșec enorm. Am uitat să fac șamponul. Nu te panica, te ajut eu. Spune-mi ce trebuie să facem. Stai să-mi amintesc. Bingo! Întâi tăiem partea lungă. Și... gata! Ce urmează? Și tăiem și partea de sus. Grozav! Acum deșurubează capacul. Cu grijă, nu-l rupe. Acum toarnă amestecul acolo. L-am pregătit eu singur. Wow, arată grozav, Sammy. Nu-i așa, prieteni? Dar vă rog, nu folosiți seringa singurei. Rugați un adult să vă ajute. Împingem cu grijă. Și închidem cu un capac. Cred că lipsește ceva. Am pierdut-o! Am pierdut-o! Sunt slime-ul care pierde chestii. E fix sub nasul tău, Sammy. Cred că șamponul ăsta se va ocupa perfect de părul Elsei. Cireașa de pe tort. Superb!
curând nu o să mai fie loc să punem toate borcanele și sticluțele astea? Să facem o măsuță pentru ele! Bună idee, Sammy! Prieteni, puteți face și voi una la fel, simplu! Aveți nevoie doar de o sticlă de plastic și o foarfecă! Aveți mare grijă! Da, da, Susan! Tai acolo, nu-ți pierde concentrarea! Și uite masa! Să-i punem puțin sclipici! Prieteni, găsiți o sticlă de plastic și începeți să faceți o masă așa! Iar un burete de baie poate fi făcut dintr-un burete obișnuit de machiaj, dar nu uitați să-i cereți voie mamei înainte să tăiați unul! Prieteni, puteți face o astfel de casă din orice materiale aveți la îndemână! Dar totul trebuie făcut cu grijă! Of, am emoții! Am transpirat tot deja! Sammy face treabă grozavă! Elsa-i sigură să-i placă? A mai rămas mânerul! Nu respira! Ai reușit, Sammy! Poți expira! Of, am nevoie urgent de niște apă! E mereu așa de îngrijorat de rezultat! Prieteni, îl puteți înveseli pe Sam abonându-vă la canalul nostru! Cea mai bună cale de a mă trezi dimineața e să mă spăl cu apă rece pe față! Da, și să te uiți în oglindă timp de jumătate de oră! Oh, Sammy, nu-mi ia atât de mult! Oh. Uitați și toaleta! Până și apa din ea e magică! Pentru dulap am folosit partea inferioară a sticlei și toaleta e făcută din partea superioară! Mai avem nevoie de capac! Gata! Și urmează partea cea mai importantă! Corect! Nu se poate fără ea! Prieteni, voi ce-ați spune aici? Hai să vedem câte aveți în comun cu Elsa! Siu, ai uitat o chestie esențială! Cum și-ar face Elsa părul? Corect! Clara ar avea nevoie de o placă de păr! Prieteni, hai să o facem împreună! E chiar simplu! Întâi punem lipiciul. Când se usucă, îl acoperim cu ojă. Aș pune mai mulți clipici! Măiculiță, e așa de frumos! Și mult albastru, din moment ce e culoarea Elsei! Trebuie să o fixăm pe o bucată de carton argintiu din ambele părți. Așa! Nu uitați de cablu, poate fi făcut dintr-o ață metalizată. Pot să am una la fel, dar în mărime umană? Acum o invidiez pe Elsa! Prieteni, baia e gata, dar Elsa noastră trebuie să doarmă undeva. Hai să-i facem un dormitor confortabil. Pereții vor fi acoperiți cu acest fototapet magic. Acum Sam alege cea mai confortabilă saltea pentru patul ei. Sammy, cred că ai găsit-o pe cea potrivită. Nu dorm! Asta mi-a plăcut cel mai mult. Cred că toată lumea a observat asta, Sammy. Ce mai trebuie să adăugăm? Pernă moale, bifat! Pătură comodă, bifat! Tiri-dam, tiri-dam, tiri-dam. Opa, asta e! Siu, clar trebuie să facem un baldachin! Oh, grozavă idee! Prieteni, baldachinul e o perdea specială pentru pat! Aveți și voi una acasă? Vom avea nevoie și de asta! Voila! Îți place? Sper că e o glumă! Scoate acest coșmar al decorațiunilor din clip, te rog! Vai, vai, mi-e așa frică! Normal că e o glumă! Și acum, prieteni, hai să facem totul cum trebuie! Să punem dantela asta delicată de jur împrejur și să decorăm perdeaua! Ta-da! Patul pentru regina noastră e gata! Voi ați dormi într-un astfel de pat? Dați-ne un like dacă da! Orice fată are nevoie de o masă de toaletă în dormitor! Ah, de aia am oglinda asta aici! Credeam că am făcut ceva din greșeală! Masa noastră va fi roz! Culoarea mea preferată, apropo, dar puteți alege orice culoare vreți! Elsa-i plac culorile reci de iarnă! Doar e o regina gheții! Și gata! O așezăm lângă pat! Și punem oglinda mare! Plus veioza pentru lumină seara!
Oglindă, oglinjoară, cine-i cel mai cel slime din țară? Cred că e evident. Uneori, Elsa vrea să încerce niște lucruri noi. Hai să-i facem o geantă de machiaj pentru ocazii speciale. Prieteni, nu uitați să aveți grijă cu lipiciul cald aici. Rugați un adult să vă ajute. Trebuie să închidem bine ca să ne asigurăm că nu cade nimic. Grăbește-te, Siu, sau se vor lipi de mine pentru totdeauna. Partea moale vine aici și partea lipicioasă chiar aici. Prieteni, aveți vreo idee de ce am putea pune în interior? O vom lăsa pe Elsa să decidă. Acum vom adăuga un tablou 3D în decorarea interiorului nostru. Da, da! Nu poate fi prea multă frumusețe! În plus, Elsa i-ar fi util un fotoliu pufos în camera asta. Îmi place să citesc în alea. Uitați cât de drăguț e! De ce nu sunt așa de micuță ca Elsa? Încă un obiect pufos! Și la final vine separatorul de camere. Nu se poate fără el, nu-i așa? Casa mult visată e gata! Facem un mic tur? Cum vi se pare această casă super modernă, dar magică, maiestatea voastră? Uite, Siu, s-a dus la baie! Oh, mi-au plăcut rafturile! Și acum spre dormitor! Ce cool! Uite, s-a băgat în pat! Cred că i-a plăcut totul! Prieteni, mulțumim că ați rămas alături de noi până la final! Dacă v-a plăcut clipul, dați un like și abonați-vă la canalul nostru! Fiți pe fază! Mai multe clipuri noi vor urma în curând! Pa, pa! Pe curând! Bună tuturor! Bun venit în primul salon de unghii din hârtie din lume! Sunt așa emoționată! Ei bine, e aproape 11, prima mea clientă trebuie să apară! Țineți-mi pumnii! Nu, nu, trebuie să faci o programare mai întâi! Ne vedem data viitoare! Ziua monștrilor e mâine! Cu plăcere! Oh, iată-te! Bună, mă bucur să te cunosc! Simte-te ca acasă și arată mâinile! Arată-mi-le, te rog! Nu, nu, e în regulă, nu-ți face griji, că scam doar. De unde să începem? Exact, cu un design pentru unghii. Avem atâtea opțiuni. Uite niște designuri colorate, iar acestea sunt pentru iubitorii de unicorni. Ce zici de astea? Iac! Nu e așa ușor, dar o să încerc. Știu ce ți-ar plăcea? Uite-te aici, un design inspirat de regina Elsa. Oh, îți place și ție? Grozav, merg să aduc setul. Uite, a fost aprobat chiar de Elsa și Anna. Aruncăm o privire. Uleiul de cuticule e absolut necesar. Un top și o bază pentru unghii. Și o cremă de mâini. Îți arăt totul, nu te grăbi. Cu siguranță avem nevoie de o pilă de unghii astăzi. Exact! Priviți ce unghii lungi! Au nevoie de un tratament. Primul pas este curățarea. Am nevoie de o perie și un spray de curățare. De asemenea... Hei, ce faci tu aici? Du-te, du-te, uși! Încă o dată... Aha, aici erau șervețele umede. Câte produse mai sunt încă acolo? Le scot pe toate afară. Ups, scuze, vom face pasul ăsta mai târziu. Să începem cu altceva. Văd că ești nerăbdătoare, deci hai să începem. Să-i dăm drumul. O să-ți placă la nebunie. Dăm mâinile, mai aproape.
Să vedem ce avem aici. Frate, vedeți și voi asta? Ei bine, avem mult de muncă. Dar nu mă sper eu așa ușor. Și nici voi nu ar trebui să faceți asta. Să începem! Șervețelele umede de la Olaf sunt foarte bune. Cred că vom folosi câteva. Uite așa, curățăm bine. Wow, priviți ce efect imediat! Mizeria aia de sub unghi a dispărut și ea. Trecem la pasul următor. Hai să-ți verificăm unghiile. Au nevoie de multă atenție. Oh, nu e ok. Clar ai nevoie de planul meu special de tratament. Transformare SOS de la Siu. Iată unealta mea de prim ajutor. Acum voi schimba setările. Ok, putem începe. Minunat! Urmează să-ți tăiem unghiile. Sunt destul de lungi. E ok, trebuie doar să le mai tai puțin. Grozav! Am terminat! Hai să aruncăm astea. Trebuie să tăiem și cuticulele. Astfel. Wow! Mă bucur că-ți plac. Hai să-ți curățăm mâinile și să mergem mai departe. Te gâdili? Te rog, încearcă să te controlezi. Da, e greu să le tai pe toate la fel. Să vedem. Avem nevoie de o pilă de unghii. Dă mâna și privește cum îți facem unghiile să strălucească. Primul pas e să le scurtăm. Deci, cum ți se par? Sunt minunate! Ți-am spus eu! Salonul meu face fericite toate clientele! Tratamentul de bază este gata! Ce ar trebui să facem în continuare? O, da! Unghiile false de la Elsa! Avem mai multe opțiuni aici! Alege orice formă îți place! Care să fie? Ok, să vedem! Asta? Nici asta? Bine! Forma asta o să fie perfectă! Aha! Pregătește-ți unghiile pentru o transformare! Wow, ce frumusețe! Hai să le punem și pe celelalte! Ups, nu te mișca, te rog! Ok! Mersi! Grozav, pot să fac o poză, te rog? Da! Cool! Stai doar să-mi iau telefonul! E exact ce-mi trebuie pentru noua mea postare! Deci, ești pregătită pentru următorul pas? Sigur! Cool! Nu te las să aștepți! Să continuăm! Baza este un element esențial pentru o manicură drăguță. Arată-ți unghiile, te rog. Baza asta pentru unghii din hârtie arată atât de real. Îți place? Cred că un strat e suficient. Hai să le acoperim. Stai! Ține mâinile pe masă nemișcate. Așa. Vom folosi o lampă specială pentru a usca baza mai repede. Hop! Iar acum așteptăm. S-a uscat, putem trece la partea artistică. Hai să mai vedem setul de design. Aha, sunt diferite culori și modalități de aplicare. Începem cu o culoare. Markerele țin locul lacurilor de unghii în saloanele care folosesc hârtie. Deci, cum ți se pare până acum? Grozav! Mă bucur că-ți plac! O să fie și mai frumoase, îți promit! Nu se poate să nu facem și un portret al Elsei pe unghii? Hai să facem unul cool! Mă îndrăgostesc de acest design! Dați un like cu toții dacă vă place salonul meu! Grozav! Nu putem rata șansa să scriem aceste versuri! Și a început să plouă cu sclipici! Ha? Nu-ți place culoarea asta? Rezolv eu! Cu unghiile din hârtie e floare la ureche! Uite așa! Ce părere ai? Grozav! Atunci hai să desenăm ceva și aici! O să fie un om de zăpadă simpatic! Toată lumea o să cânte cu noi! Hai afară la zăpadă! Hai un om să construim! Acum am nevoie din nou de lampa LED! Oh, bună, Sammy din hârtie! Salută pe toată lumea! Sam știe să-și facă intrarea! Hai să-ți uscăm unghiile! E un pas necesar! Cred că 30 de secunde sunt suficiente! Trebuie doar să așteptăm! Întâi, hai să verificăm! Perfect! Dar nu am terminat încă! O manicură așa remarcabilă are nevoie de sclipici! Strălucește așa puternic! Folosiți lipici pentru unghii pentru a lipi sclipiciul? Puneți o picătură mică! Împrăștiați un strat subțire cu o pensulă! Apoi luați sclipiciul! Vom avea nevoie de foarte puțin! Îl împrăștiem cu grijă! Astfel! Arată magic! Am terminat aici! Bine, pentru ca manicura să reziste mai mult, vom folosi un top cu efect de uscare rapidă.
Așteptăm câteva secunde și unghiile sunt gata! Acoperim fiecare unghie cu un strat de top. Aha! Și nu uitați să acordați atenție cuticulelor! Uleiul ăsta miroase atât de bine! Ai vrea niște cremă de mâini hidratantă din Arendelle? Mi-ar plăcea mult! Știam eu! Aplicați crema cu mișcări lente pentru ca pielea să o absorbă mai bine. Uite așa! Te rog, arunc o privire! Ești mulțumită? Wow! Sunt așa cool! Mă bucur că-ți plac! Pot să filmez un scurt clip pentru canalul meu? Sigur! Mersi! Să începem! Mulțumesc că ai venit! Ne vedem mai încolo! Clienții fideli primesc un discount! Pa, pa! Pa! A fost o zi memorabilă! V-a plăcut și vouă vizita la salonul meu de manicură? Atunci dați un like și abonați-vă! Pa, pa! Bun, ia să vedem ce știri sunt! S-a născut mult așteptata moștenitoare a regelui și Creesei Zăpezi! Toată lumea e invitată la palat ca să-și cunoască noua prințesă! Stică parmesan! Trebuie să mă grăbesc! Da, trebuie să te pregătești serios pentru astfel de întâlnire! Acum arăt cum trebuie! Și ce să-i dăruiesc? Cercelul? Nu, nu! Hai să facem ceva incredibil din el! Tăiem cu grijă vârful ascuțit și lipim un căpăcel din silicon! Așa! Niciun cadou regal nu este complet fără pietre prețioase! Cu așa un lanț strălucitor, cadoul lui Sam va fi cu siguranță remarcabil și este o suzetă superbă, ideală pentru o prințesă! Wow! E elegantă! Dă-mi-o eu! Scuze! Faceți loc! Toată lumea s-a adunat aici ca să-și întâmpine viitoarea regină! În sfârșit și slime-ul nostru roz a reușit să treacă prin mulțime! Dintr-un material care seamănă cu zăpada, vom face un top pentru micuța Elsa. Și un pic de tiul albastru este perfect pentru o fustă plisată drăguță. Îi vom împleti părul alb ca zăpada și vom decora elasticul. Fiecare prințesă ar trebui să aibă propriul tron. Îl vom decora în stilul Elsei. Hârtie gumată albastră cu elemente strălucitoare frumoase. Albastru mai deschis sau mai închis? De ce să alegem? Să le folosim pe ambele! Să punem perne moi și comode. Și să prindem câteva mărgele elegante în spate. Deci, alteță, ce părere ai? Toată lumea vrea măcar un pic de atenție din partea prințesei. Prea mult atenție pentru un copil atât de mic. Așa, da, toți, uș, plecați. Haideți, plecați acasă. Of, oamenii ăștia. Gata, gata, dragă prințesă. Știu ce o să te liniștească. Uite, asta e pentru tine din partea mea. Arăți minunat. Wow, bravo, Sam. Asta e pentru ingeniozitatea ta. Mersi, sunt flatat. Micuța prințesă ar trebui să se odihnească în timpul zilei. Decupați piesele pentru șezutul Saniei din carton gumat și lipiți spatele ușor înclinat. Dantela îi va da Saniei regale un aspect iernatic. E ca și cum Sania noastră ar fi fost sculptată dintr-o bucată de gheață. Hai să facem tălpile. Prețioasa mea! Hei! Haide, măi! Fix ce ne trebuia! Vom picta două acadele în culoarea Saniei și le vom lipi la locul lor. Minunat! A ieșit grozav! Fiu, uite-te la mânerele astea sofisticate pe care le-am făcut! Nu, nu, o fac eu! Așa mă gândeam și eu! Uitați cum se făcea treaba asta! Simplu! Wow, ce frumusețe! Și strălucește puternic! Uimitor! Dădaca o va plimba pe prințesă puțin cu Sania ca să poată dormi mai bine. Pardon, dă-mi aia! O plimb eu! Sunt o dădaca onorabilă, decorată! Haide, alteță! Ce mașină! Hei, așteaptă! Fiți pe fază, prieteni! Hei, așteaptă! Stai! Elsa, unde ești? Oh, glumeață mică, ești acolo? Oh, wow, ce repede ai crescut! Stai să te pieptăn! Așa da, deci e timpul pentru lecțiile regale. Dar titirezul ăsta mic cu greu poate fi așezat în bancă să învețe. Alteță, oprește-te! Sfântă mozzarella! Când o să se termine? Alteță, gata! Înțeleg că un singur ordin al dădacei nu este suficient pentru tine. Dădaca știe totul despre bunele maniere și regulile de conduită în regat. O adevărată prințesă nu trebuie să știe doar să-și poarte coroana. După teorie, au trecut la practică. E timpul să întâmpinăm oaspeții. O, prințesă! Am venit de departe și vreau ca regatele noastre să fie prietene. O mică discuție e perfect alături de o cană de ceai gustos.
Oh, mulțumesc! Nu ai nimic de mâncare, nu? Hai să facem o bucătărie în miniatură pentru mica noastră prințesă. 1, 2 și baza pentru zona de lucru este gata. Aragazul va fi aici. Minunat! Și o chiuvetă mică e perfectă lângă el. Ne trebuie un dulap pentru vase. Apropo, ușile acoperite de zăpadă sunt senzația sezonului. Să adăugăm câteva lucrușoare drăguțe, dar foarte utile. Și ultimul retuș, sau mai bine zis, ultima picătură de lipici cald. Minunat! Acum sunt surțuri peste tot! Merită 100 de like-uri, nu? Dar nu poate să existe o bucătărie fără o masă și niște scaune. Să vedem ce e aici. E prea simplu pentru prințesa zăpezii. Ăsta chiar e un scaun complet diferit. Uitați și voi! Micuța Elsa își poate hrăni toate jucăriile. Stai aici, domnule rățușcă din pluș? Vrei ceva de băut? Să vedem! O tocană delicioasă făcută din bulgări de zăpadă proaspeți. Poftim! Bun apetit! Ce drăguț că Elsa se comportă ca o prințesă chiar și cu jucăriile ei. Acum e timpul să luăm o gură de aer proaspăt. Oh, ce zi minunată este astăzi! Elsa se plimba în parc visând cu ochii deschiși. Și deodată un vârtej de zăpadă i-a țâșnit din palmă. Prințesa nici nu și-a dat seama că și-a folosit puterile pentru prima dată. Am decupat două bucăți triunghiulare dintr-o hârtie gumată lucioasă. Hai să le facem mai rezistente lipindu-le pe un carton gumat. Puneți mai mult lipici și baza solidă pentru tobogan este gata. O să fie super alunecos! Adulții vă pot ajuta cu piesele pentru o scară solidă din lemn, dar puteți picta și decora singur treptele. Cu astfel de balustrade și garduri, toboganul este sigur. Iar acum este și mai frumos! Oh, trebuie să-l testez! Mă dau! A fost distractiv! Oh, se pare că e cineva în tufișuri! Bună! Eu sunt Emily! Vrei să te joci cu mine? Normal! Eu sunt Elsa! Hai să ne întrecem! Și acum tânăra prințesă și-a găsit cea mai bună prietenă! Minunat, nu-i așa? Înlocuiți părul păpușii cu niște ațe albe ca zăpada și dați-i ținute ei un aspect regal! Elsa a crescut și merge la școală acum. Of, am multe teme azi. Și cum o să car toate manualele și caietele? Cavalerul Sam este gata să salveze, domnișoară, în primejdie de orice bestie care spui. Pleacă! Du-te acasă! Acum! Tu sper că mă ajut să car toate astea? Ha! Floare la ureche! Sunt dispus să-ți împrumut rucsacul meu! Ah, ești un adevărat cavaler, dar rucsacul ăsta nu e chiar genul Elsei. Da! Mai bine? Da, poftim! Elsa, cum ai făcut asta? Super simplu! Luați niște hârtie gumată albă. Decupați două bucăți identice în forma necesară. Lipiți-le cu o bandă de hârtie gumată lucioasă. Faceți o gaură mică. Așa puteți să băgați o mulțime de lucruri în rucsac. Adăugăm o curea și o închizătoare sigură în partea de sus. Și creăm o imagine drăguță pe partea din față. Să folosim o pensulă, câteva mici retușuri și rucsacul nostru seamănă și mai mult cu Olaf. Două bretele simple ne finisează creația. Manualele sunt în rucsac. Este timpul să mergem acasă. Hei, ce e pe panoul cu anunțuri? Concurs de canto? Grozav! Îmi doresc mult să particip! Wow! Uitați-vă la scena asta super elegantă! S-a întâmplat! Eu nu am mai rezistat! Adică voiam să spun, primiți-o pe noua noastră concurentă, Elsa! Hai să facem un stativ pentru microfon dintr-o bucată de pai. Dopul de plut a pierdut ceva și noi vom folosi bucata asta. O frigăruie din lemn o să fie și ea utilă. Hai să lipim totul. Vom modela microfonul din plastilină cu uscare la aer. Acum hai să-l colorăm puțin. Uitați, cea mai frumoasă decorațiune în stilul regatului de gheață. Și microfonul este gata. Elsa urcă pe scenă extrem de determinată și începe să cânte. Sfinte plăcinte prințesă, publicul este entuziasmat. Eu am obținut primul loc, adică Elsa. Ce jenant! A fost extraordinar astăzi. Oh, mersi, ești tare drăguț. Felicitări, Elsa, bravo. Dar povestea nu se încheie aici. Ah, am găsit un manuscris vechi, dar are nevoie de o copertă adecvată. Lipiți ștrasuri strălucitoare pe o bucată de hârtie gumată. Creați un model iernatic de-a lungul conturului cu vopsea acrilică, apoi decorați cum vreți voi marginile copertei. Ce-ar fi să avem o carte fermecată cu un cristal magic în centru? Acum nu se va mai pierde nicio pagină! Super! Elsa a crescut acum și toate secretele din Arendelle îi vor fi dezvăluite. Puf! Haide, prințesă, te voi învăța cum să transform niște broccoli în înghețată. Wow! Elsa abia așteaptă să încerce. Care este prima vrajă? Abracadabra! Puf!
om! Și un simplu scaun se transformă într-un tron regal încântător! Asamblarea bazei din carton gumat nu este atât de dificilă! Culoarea preferată a Elsei este albastrul! Gata! Tronul de gheață nu se arată bine! Nu arată bine fără niște țurțuri ieșiți în diferite direcții! Chiar dacă sunt făcuți doar din hârtie gumată lucioasă! Un tron demn de o viitoare regină! Câteva fotografii pentru Academia Arendelle! Dar când Elsa a început să pozeze, mulți fulgi de zăpadă i-au țâșnit din greșeala din mâini! Oh, ajutați-mă! M-am blocat puțin aici! Ce se întâmplă? Nu văd nimic! Wow! Vraja neplanificată a Elsei l-a transformat pe Olaf în fân frumos! Elsa e fericită! Dar ce urmează? O să apară o nouă poveste! Deci, v-a plăcut formatul acestui clip? Dați-ne un like și vom mai fi luat și altele! Pe curând! Eu și Samantha mergem în sfârșit la o petrecere aniversară cu tematică Frozen! Grozav! Vom dansa toată noaptea! Oricum, mai avem timp să dansăm puțin aici! Sunteți gata? Au, Sammy! Sammy, să nu ne mai sperii așa! Cine a luat cadourile? Nimeni? Stai liniștit! Vom face produse cosmetice inspirate de Elsa! Ai vrut să spui inspirată de Anna? Nu! Elsa? Nu! Anna! Nu puteți face cadouri în ambele stiluri! Hei! E zi frumoasă! Nu trebuie să ne certăm! Nu-i așa? Trebuie să fie o întrecere! Cadourile în stil Anna sunt mai cool! Greșit! Stilul Elsa e mai tare! Punem pariu! Poți începe! Îți arăt eu cum să faci cadouri potrivite! Ok, Samantha a început! Apropo, știți că apa își poate aminti lucruri? Nu se poate! Atunci spunem despre apa asta! Sunt curioasă! Bine, hai să aflăm! Faceți liniște! Am nevoie de liniște totală! Îmi pierd răbdarea! Ai turnat apa aia de la robinet! Vrea acasă! Pleacă! Pleacă! Încetează! Îmi vei strica proiectul! Nu vreau să pierd! Asta e? Balsamul tău de buze e banal, surioară! Abia am început! Decorul îl voi face din lut! Sammy va fi judecătorul nostru! Știu ce pui la cale! Poftim, ai nevoie de asta! Îl fac pe Sam, adică pe Olaf! Sam în astăzi! Da! Nu e corect! Micul nostru judecător va fi de partea ta atunci! Ești geloasă? Atunci fă ca mine! Vino! O să-ți dau îmbrățișările mele calde! Oh, nu! Nu o face! Cred că exagerez puțin! Apropo, balsamul meu seamănă foarte mult cu el acum! Ce micuț simpatic! Hei! Poate că arăt ca Olaf, dar nu mă topesc încă! Ups! Mă topesc! Nasturi! Exact ce-mi trebuie pentru omul meu de zăpadă! Slime în pericol! Mi-au căzut nasturii! Trebuie doar să te răcorești! Slime-ul nostru s-a încins puțin! Mersi! E mult mai bine acum! Balsamul Olaf ar fi cadoul perfect din partea prințesei Anna! Deocamdată, dar Elsa poate face ceva mai bun! O să vezi! Hei, Sammy! Vrei să mă ajuți? Am o sarcină pentru tine! Da! O clipă! Mi s-a făcut frig! Stai să mă încălzesc mai întâi! Bine, aștept! M-am întors! Voi amesteca totul foarte bine! Așa! Upsi! S-ar putea să fie exagerat! Nu-ți face griji! E exact ce-mi trebuia pentru ideea mea de cadou! Voi pune sigiliul Elsei deasupra pentru a dovedi că am dreptate! Serios? Balsamul tău de buze e banal! Nu se compară cu al meu! De fapt, nu am terminat încă! Uite, am un ambalaj care arată ca o inimă înghețată! Prieteni, dați-ne un like pentru cele mai bune balsamuri de buze! Îngheață! Haide! Deci, ce ziceți? Sammy, nu îngheța nimic încă! Mai am nevoie de asta! Stai să colorez apa mai întâi! Nu uita de sclipici! Poate ar trebui să te decorăm și să te dăm cadou! Sunt alergic la sclipici! Achiu! Hei, Samantha! Unde te-ai dus? Sam, poți să mă ajuți și să răcești puțin asta? Chiar am nevoie de tine! Ok, urmează-mi ordinele și îngheață! M-auzi? Mersi! Acum putem să unim jumătățile inimii reci! Să îmbunătățim chestia asta! Îngheață mai mult! O să pun în congelator! Nu pot să cred! O să fac un cadou mai mișto de data asta! Bună! Pot să mă alătur? Sigur! Mi-ar plăcea asta! Iubesc artizanatul! Ia uite! O să-mi frumusețez chestia asta! Hei! Ce se întâmplă aici? A fost ideea lui Sam, pe bune! Eu doar pictez! Trădare! Ai păcălit judecătorul!
Ok, împăcați-vă voi, iar eu voi desena renul. Prințesa Ana îi iubește foarte mult. Wow, arată mai bine decât mi-am imaginat. Oricum, nimeni nu se compare cu mine. Nu-ți face griji, Siu, o să-ți găsesc și ție ceva drăguț. Nu asta. Ups, nici asta. Nu. Oh, farduri de ochi zburătoare. Ar putea deveni un cadou grozav. Să te văd cum îmi învingi renul. Dă-i drumul. Ce? Gheață? Siu, iar faci o vrajă? Ce cânta Elsa? Oricum, frigul nu m-a deranjat niciodată. Și iată baza pentru paleta mea inspirată de Elsa. Am și mie o schimbare de look, te rog. Sigur, Sammy. Acum sunt regele zăpezii. Atenție mare! Sunt sigură că toată lumea va adora fulgii mei de nea. Cadoul meu este aproape gata. Stați să adaug câteva detalii foarte importante. Samantha, ai distrus creația lui Siu. Nu e corect. Hei, nu arunca floricele în mine. Oprește-te sau îți dau o amendă. Hei, chiar am un gust bun. E ok, nu-ți face griji. Poți să rezolvi problema? Magia Elsie a transformat acest popcorn în ștrasuri magnifice. Și acum o să te înghiți pe tine. Întoarce-te aici. Dă-mi înapoi. Ai luat deja singura oglindă. Hei, terminat. O să spargeți. Opriți-vă. Cred că... Mă întorc imediat. E îngrozitor. Scuze. O clipă. Poți să transform acest burețel de machiaj într-un cadou. Deci, cine-i principala meșter acum? Achiu! Îți pasă dacă strănut? Așteptam să termin și să-mi apreciez ideea. Hei, stai să-ți arăt un truc. Burețelul meu va arăta ca un morcov. Uite, cine-i acest iepuraș drăguț? Nu există slime-uri iepuraș. Corect, astăzi îl joci pe Olaf, uitasem. Poate că atunci vei aprecia un nas din morcov. Hai, încearcă-l! Zici că m-a înțepat o albină în nasul meu frumos! Sunt sigură că burețelul meu va ieși mult mai bine. Elsa a construit un om de zăpadă viu. N-are cum să fie așa greu, nu? Ăsta-i Olaf al tău? Trebuie să înveți mai multe despre magie. Sunt abia la început. Stai să vezi rezultatul. Sammy, unde ești? Sunt în mijlocul proiectului. Iată-mă! Deocamdată competiția noastră este strânsă. Ai ajuns la timp. Aceste piese vor fi bune pentru buretele meu. Uite, chiar e un cadou regal, nu glumă? Bine, cadourile stilizate ale Anei vor fi oricum mai bune. Nu asta, nu asta. Hei, nu mai arunca obiectele. Samantha! Încă puțin, așteaptă o secundă. Unde e toată lumea? Cum o să vă mai jurizez? Voila! Uitați baza pentru noua mea creație, pensula de machiaj. Dă-mi aia, o să te amendez pentru că ai atacat judecătorul. Da! Sammy, o să te răzgândești când o să înveți creația. Ok, voi lăsa pensula aici deocamdată, dar sunt cu ochii pe tine. Prințesa Ana adoră dulciurile, așa că voi face o pensulă dulce. E o idee excelentă de cadou. O să mă prefac că sunt Moș Crăciun și o să te ajut. Siu, vrei să guști? Haide! Oh, nu, nici vorbă. Mă gândesc la altceva pentru petrecere. Mai întâi să înghețăm pensula asta. Wow, a funcționat! Mai trebuie să vopsesc mânerul în culoarea asemănătoare gheții. Te voi ajuta și voi amesteca totul. Stratul final e aproape gata. Auci! Cine e acolo? Alo? Nu văd nimic. Ce ciudat! Am terminat! Poftim! Mulțumesc! Ceva dubios se întâmplă aici. Așa da, îmi place mult mai mult. Și iată cum funcționează magia. În fine, oricum cadourile mele sunt mai bune. Nu, ale mele! Sammy! Sammy, salvează-mă! Această bătălie a scăpat de sub control. Hei, ce-a fost asta? Unde sunt obiectele create? Sammy, tu le-ai ascuns? Promit că nu ne vom mai certa. Calmați-vă! Le-am adunat pe toate într-un singur loc.
Deci, Sammy, ești gata să mergi la petrecere? Sigur, vă așteptam pe amândouă. Deci, cum arăt? Grozav! Și suntem gata de plecare. Iar ai greșit? Asta e felicitarea pe care o vom folosi? Serios? O luăm de la capăt. Prieteni, v-au plăcut creațiile noastre? Atunci dați-ne un like! Pa, pa! În sfârșit, casa este curată. Auci, piciorul meu! Da, scuzați-o, e și mea întâlnire! Ce? Despre cine vorbești, Sammy? Mă duc la o întâlnire cu Elsa! N-am mai fost niciodată la o întâlnire, Siu! Am emoții! E bine că știu cum să te calmezi! Să mergem! Sugerez să facem un slime! Te va ajuta să te relaxezi! Și vom începe cu acest superb sclipici albastru! E atât de frumos! Îți place? Arată uimitor! Dar am și eu ceva de adăugat! Poftim! Ce idee grozavă, Sammy! Să facem! Ce culoare frumoasă! O alegere excelentă! Siu, ți-am adus o pensulă pentru a amesteca sclipiciul! Poftim! Mulțumesc! Ești atât de grijuliu! Acum hai să ne întindem sclipiciul bine! Wow! E atât de strălucitor! Îmi place la nebunie! Uite ce medalion inimioară! Și ce avem? Oh, stai puțin! E Elsa noastră! Ce? Elsa, chiar ești tu? Oh, mi-e atât de dor de ea! Scuze, ne trebuie pentru proiect! Să o punem pe Elsa aici! Și să punem niște fulgi de zăpadă chiar lângă ea! Totuși, ea e regina zăpezii! Să adăugăm și aceste perle frumoase! O să pun cât mai multe pentru că avem o grămadă! Hei, ce e în geanta asta? Ne uităm împreună? Wow, sunt farduri roz în stil Elsa! Fix ce aveam nevoie! Hai să le fărâmițăm ca să le putem adăuga în slime-ul nostru! Ok, acum să adăugăm acest far de obraz! Așa, îl punem pe tot! Rozul ăsta se potrivește perfect! Acum e timpul să întindem fardul pe slime! Și ce e cutia asta? E prietena Elsei! Mă bucur să te cunosc! Elsa are o prietenă? Atunci îl voi suna pe Roger! Mergem împreună la o întâlnire dublă și nu voi mai fi așa stresat! Oh, Sammy, nu-ți mai face griji! Sigur, întâlnirea ta va merge bine! La o întâlnire e important să vă cunoașteți mai bine unul pe celălalt! Trebuie să adăugăm mai multe slime-uri! Ia uite, să începem cu cel albastru! Vreau să-l pun chiar aici! Slime roz, e vremea ta! Și am găsit locul perfect pentru tine! Și acum e rândul celui mov! Haide, nu fi timid! Așa! Și ultimul, dar nu cel din urmă, îl amestecăm bine întâi! Ne așteptai, nu-i așa, amice? Ți-ai pierdut farmecul, dar rezolvăm noi asta! Eu am nevoie de un sfat! Crezi că Elsa i-ar plăcea dacă i-aș da paleta asta de farduri de ochi? Cred că Elsa ar prefera florile! În plus, avem nevoie de ele pentru proiectul nostru! Acum trebuie să mă duc să caut flori! Baftă, Sammy! Între timp vom amesteca rapid toate fardurile pentru a le adăuga în slime-ul nostru! Oricum, vom amesteca totul la sfârșit, așa că nu vă sfiiți să turnați totul deodată! Și să continuăm cu a doua parte a paletei! Râcâim, râcâim, râcâim! Oh, da! Acum putem presăra celelalte farduri de ochi în amestecul nostru! Oh, ia uite ce slime frumos, strălucitor și perlat am găsit! Arată exact ca luna! Vreau să-l adaug și pe el! Să-l punem chiar aici, în colț! Este atât de moale și de pufos! Acum să vedem ce se află în cutia mea cu sclipici! Wow, sunt multe lucruri aici! Nimic nu e prea bun pentru Sammy! Să adăugăm tot ce avem! Am și sclipici lichid în diferite culori! Să aruncăm o privire! Oh, acest albastru e minunat! Cel argintiu îmi amintește de o furtună de zăpadă! Iar cel roz e super drăguț! Slime-ul nostru o să fie frumușel!
Să adăugăm mai multe slime-uri. Mai întâi vreau să-l iau pe cel roz. Să începem! Te duci chiar aici, lângă prietena Elsei. Culoarea asta îi se potrivește foarte bine, nu? Avem un loc și pentru cel albastru din colț. Iar slime-ul mop se potrivește aici, exact ce ne trebuie. Siu, crezi că Elsei i-ar plăcea această pălărie? Nici măcar nu e o pălărie, Semi, este lut. Și se va amesteca perfect cu textura slime-ului nostru. Hai să-l întindem mai bine și-l adăugăm în amestec. Oh, da, e perfect! Ce zici de asta atunci? E ultima modă! Nici gând! Vei purta asta doar peste diploma mea de modă expirată. Hai să folosim lutul pentru proiectul nostru. Aici e locul acestui lut. Am găsit o altă cutie cu un brea de Crăciun. Uite, e cealaltă prietenă a Elsei. Bună! Mă bucur să te cunosc! Avem locul ideal pentru tine și pentru toate amuletele tale. E o ploaie de paiete! Am mare emoții! Sper să mă calmeze înghețata! Hei! Așteaptă, Semi! Cred că e ceva înăuntru! Wow, ce frumuseți! Exact ce aveam nevoie! Să presărăm acești fulgi de zăpadă aici, lângă Elsa! Toate fetele sunt aici acum! Wow, ați văzut asta? Sclipiciul strălucește atât de frumos! Uitați ce poșetă moale în formă de inimioară am! Îmi vine să o strâng mereu! E atât de drăguță! Hai să aruncăm o privire înăuntru! Wow, e o altă paletă de farduri de ochi! Ce culori frumoase! Prieteni, știți ce trebuie să faceți ca să puneți fardurile în slime-ul nostru? Mai întâi, culoarea mea preferată, rozul! Și acum fardul alb perlat! E atât de sfărmicios! Roz și alb, ce potrivire frumoasă! Acum e timpul pentru mov și violet. Să le amestecăm bine. Le vom presăra în colțul mov, chiar aici. Wow! Siu, ce faci aici? O lasagna? Auci! Auci! Siu, ce e asta? E lut, Semi! Să le adăugăm în slime-ul nostru pentru o textură mai elastică și mai moale la atingere. Dar mai întâi să-l presăm bine pentru a se amesteca ușor în slime. Așa. Să nu uităm și de celelalte culori. Și acum luciul de buze. Să-l punem în lutul nostru pentru un plus de strălucire. Vom folosi această spatulă micuță. Îl voi întinde direct pe lut într-un strat gros. Așa. Să mai punem și niște fulgi de zăpadă aici. Am o călătorie de afaceri urgentă. Spune Elsei că-mi pare rău. Stai așa, nu mai inventa lucruri. Și stai liniștit, întâlnirea cu Elsa va fi grozavă. Ai încredere în mine. Uite ce avem aici. E un întreg set de machiaj. Sunt farduri de ochi, sclipici și farduri de obraz. Super! Luciul de buze roz e primul. Atât de lucios și strălucitor. Îl vom întinde peste lutul roșu, cum am făcut cu lutul albastru. Iată o nuanță mai deschisă de roz. O folosim și pe ea. Arată delicios! Parcă ar fi o înghețată de căpșune! Niam, niam! Și aici avem un luciu de buze mov! Ce mișto! Să-l punem pe amuleta iepuraș! Stă pe lutul mov! Avem multe farduri de ochi aici! Nu pot alege doar unul! Să le punem pe toate deodată! Uimitor, nu? Acum este timpul să presărăm totul pe lut. Frumos! Când va fi gata, Siu? Sunt atât de stresat! Mai așteaptă puțin! A mai rămas doar un ultim pas. Bine, dar te rog, grăbește-te! E atât de fric! Simt cum suflă viscolul! Îl auziți și voi, prieteni? Să decorăm totul cu fulgi de zăpadă! Semi are nevoie de răcoare, așa că să nu cruțăm fulgii de zăpadă și să-i împrăștiem pe toți. Woohoo! Prieteni, uitați ce frumusețe strălucitoare și sclipitoare avem! Sunt fulgi de zăpadă și sclipici, Elsa și prietenele ei! Ce altceva v-ați mai putea dori?
Vom face cel mai cool slime din lume! Suntem pregătiți să-l strivim! Ura! Ok, Siu, știu că poți! Sunteți alături de mine, prieteni? Să începem cu această margine! Și la mijloc! Wow! Este atât de elastic! Nu ne vom abține! Să-l frământăm bine! Serios! E atât de plăcut la atingere! E cel mai moale slime pe care l-am făcut vreodată! Chiar m-am întrecut pe mine acum! Sammy va fi impresionat! Ce avem aici? Oh, e un iepuraș! Ce drăguț! Să-l frământăm și mai bine! Wow, pare super moale! Dă-te, Siu, vin și eu! Ai dreptate, Siu, e foarte relaxant! Nu mai fac griji deloc! Oh, nu! Siu, sunt blocat! Ajută-mă, te rog! Așa se termină povestea lui Sam! Iu, mersi! M-am liniștit acum și sunt gata să merg la întâlnirea aia! Sammy, ești aici? Bună, te așteptam! Nu fi timidă, intră! Oh, Sammy, toate astea sunt doar pentru noi doi? Da, am făcut și o oală întreagă de mâncare pentru noi! Cina este servită, maestate! Poftim! Arată exotic! Ce este? Oh, păi... E un slime! Sam l-a prelucrat toată ziua ca să te impresioneze! Uite! Wow, ador slime-urile! Pot să-l frământ și eu, te rog? Păți de cap! Wow, e atât de elastic! Nu mai văzut niciodată un slime atât de mișto! Sammy, nu știam că ești atât de talentat! Slime-ul ăsta e fantastic! Mersi, Elsa! Prieteni, dacă vă plac și vouă slime-urile, dați-ne un like și abonați-vă la canalul nostru! Pa, pa! Hei, Sammy! Încearcă să mă prinzi! Elsa, unde ești? Auci! Hei! Ne batem cu bulgări de zăpadă? Ok, tu ai cerut-o! M-ai ratat! Iar ai ratat! Wow! Să provoc o furtună de zăpadă. Bine, îți arăt eu ție, slime-ule. Ha? Ce vrei să spui? Nu înțeleg. O să-mi folosesc magia înghețată. Oh, nu! Nu magie, te rog! Stai! Ce? Cum ai făcut asta? Dacă poți face un om de zăpadă, poate ne face un deal pentru sănioși. Nu am mai făcut asta până acum, dar aș putea încerca. Zăpadă, deal alunecos, vreau! Nu, nu funcționează, nu pot să o fac. Vreau să merg acasă, dar eu nu am casă. Castelul meu de gheață e atât de departe. Bună, prieteni! De ce plânge micuța Elsa? A vrut să plece acasă, dar și-a amintit că e foarte, foarte departe castelul ei. Nicio problemă, să începem! Serios? Meșterim ceva, ura! Prieteni, să începem să construim un castel pentru Elsa noastră. După cum puteți vedea, am ales deja texturi pentru pereți. Minunat! Sunt de acord cu stilul tău, Susan. Și văd că ai lăsat spațiu pentru fereastră. Auci! Nu-ți face griji, sunt bine! Sammy, te rog, ai grijă! O să am nevoie de mult ajutor astăzi. Bine, podeaua e aproape gata. Doar un pic de magie de editare video și putem începe să ne ocupăm de pereți. Ceva lipsește aici? Mă gândesc că... ramele ferestrelor! Așa, Siu! Bravo! Îți citesc gândurile, Sammy! Între timp, voi începe să mă ocup de mobilă! Sunt un profesionist! Care-i primul lucru de pe listă? Un frigider! Să-l facem albastru ca să se asorteze cu interiorul nostru iernatic! Un frigider este minunat! Fata trebuie să mănânce, nu? Dar nu trebuie să uităm nici de sport! Oh, o sârmă! Exact ce-mi trebuia! Serios? Dar de ce? Pentru a face mânerele! Iată că vine unul și încă unul! Genial! Hei, Elsa, vino să vezi frigiderul! Elsa, m-auzi? Ți-am făcut un frigider! Vrei să-l vezi? Ce-ai spus? Cred că nu vom ști niciodată! Oh. Continuă, Suzy! Ăștia sunt pentru frigider! Wow, Sammy, ai atât de mulți fulgi de zăpadă! Ce tare! Așa, apropo, nu putem lăsa frigiderul gol, nu-i așa? Bineînțeles că nu putem! Iar cel mai mare bucătar, Samuel, lucrează deja la asta! Ia uite!
Ceva lipsește, dar ce anume? Cât tu gătești, eu pot în sfârșit să-mi fac unghiile. Ce-ai spus? Aha, normal! Scuze, Suzy, tortul meu are mai multă nevoie de ea decât tine. Bine. Faceți loc! Perfect! Să-l ascundem deocamdată, va fi o surpriză. Și putem continua cu mobila. Măi, măi, 120 de centi slime-uri, nu? Am înțeles. Centi slime-uri? E o nouă măsurătoare sau ceva de genul? Da, tocmai am inventat-o. Și pare să se potrivească perfect. Bravo, Semi! Eu știu cum să fac un robinet de apă dintr-o bucată de pai și câteva mărgele. Ui, patinajul e atât de distractiv. Wow! N-ar fi trebuit să fac asta. Totul se învârte. Sunt bine acum. Mă bucur să aud asta. Aragazul merge aici. Și un raft frumos pentru pahare și farfurii va sta aici. Fiecare vas își are locul său. Perfect. Uite și ceva dulce. Așa, micuța noastră Elsa nu va rămâne flămândă. Hei, Sue, poți să-ți așezi degetele ca și cum ai fi un cameraman în căutarea fotografiei perfecte? Sigur! Nu aici, mișcă-te un pic, Sue. Așa, da. Dar ce anume încerci să înțelegi? Acolo! Ăla va fi locul potrivit pentru canapea. Atunci e momentul potrivit pentru a o asambla. Minunat! Tu te vei ocupa de bază. Iar eu am șezutul și cotierele. Poftim, Sue, și continuă să lucrez. S-a făcut, capitane! Să folosim magia editării! A funcționat de minune! Nu m-ar deranja să am și eu aceeași canapea! Vreau doar să o decorez puțin! Aceste pietre prețioase par magice! Poftim, canapeluțo! Și acum ne putem ocupa de etajul 2! Nimic nu se poate face fără mine, nu-i așa? Nu mulțumi! Uite scările! O adevărată capodoperă! Nu-i așa? Și ăsta-i locul lor! Treaba-i gata! Da! Și totul e aproape perfect, Semi! Oh, știu deja ce cameră va fi aici! O baie! Micuța Elsa merită cea mai frumoasă baie din lume! Ei bine, Semi, ce spui? Spune că îmi place creativitatea ta, Sue. Dar nu trebuie să uităm nici de funcționalitate. Iată un pai pentru a face un duș. Grozav! Stai să ajustez dimensiunea și să adaug câteva mici detalii ca să arate ca un duș real. Am făcut o treabă bună și aici. Uite, o chiuvetă e o necesitate pentru orice baie. Corect! Să te speli pe dinți și să te speli pe față dimineața. Acum să punem toaleta la locul ei. Da, da, și prințesele au nevoie de ea. Serios? Prieteni, știați asta? Ei bine, în acest caz sunt gata să ajut. Wow, mulțumesc, Semi! Ce rapid! E mult mai confortabil să trăiești într-un castel de gheață cu un covor pufos și papuci călduroși. Și baia reginei e gata. Merge mai departe. Și acum ne vom ocupa de dormitor. Să facem un pat de lux pentru prințesa noastră. Wow, Suzy e minunat! Arată ca o coroană! Și ce are orice coroană? Ștrasuri! Wow! Stai o secundă! Unde e zidul? Aici e! Am vrut doar să arate îngrijit și am făcut și o fereastră imensă în el. Priveliștea va fi superbă! Scuzați-mă, domnule! Aici vine o saltea confortabilă. Hei! Semi? Unde sunt restul detaliilor? E atât de moale! Și nu e pentru tine! Lingeria pentru patul Elsei va fi și ea regală. Albastră și strălucitoare. Stil iernatic! Arată minunat! Elsa, îmi pare rău că te întrerup, dar castelul tău e aproape gata. Mai ai vreo dorință? Vrei să adaugi ceva? Da, da, pe aici, pe acolo. Ce-a fost asta? Suzy, e Elsa sau frumoasa din pădurea dormită? Sunt confuz, serios. Haideți, băieți, aduceți totul aici. Semi, ce ai de gând să faci? Ne lipsesc niște pereți aici, nu vezi? Haideți, puneți-l aici. Nu! Da, ăsta-i locul. Acum puneți-l jos. Sfinte parmezane, frumos! Siu, vino să vezi! E cu adevărat uimitor! L-ai făcut singur, Semi? Da, da, știu, mă pricep! Acum ne mai trebuie decorațiuni! Deja mă ocup de asta, șeful!
Și... voilà! Super! La final trebuie să ne ocupăm de camera de oaspeți. Să începem cu fotoliul. Spătarul e simplu de realizat. Vom adăuga decorațiuni folosind magia zăpezii. Acum oaspeții vor avea unde să se așeze. Merge chiar aici. Ajutor! Nu mă pot decide! Salteaua asta e mai moale, dar asta e mai drăguță. Adu-le aici. Le folosim pe amândouă? Uimitor! Oaspeții care vor rămâne peste noapte în castelul Elfei vor fi încântați. Hop! Și pentru mai mult efect să facem un baldachin. Uitați ce țesătură drăguț am găsit! Nu-i așa că e minunată? Și dacă am și eu o coroană, atunci pot fi și eu regina zăpezii. Ce ar trebui să am magia Elfei? Oh, mulțumesc! Oh, haide! Și eu nu am avut timp să... Hei, ce? Ce se întâmplă? Wow, Semi, ești bine acolo? Ai nevoie de ajutor? Fără panică! Nimic nu ne învinge așa ușor pe noi slime-urile! Piu, ce ușurare! Ceva tot pare cam ciudat aici. La ce te referi? Nu vezi? Iată un indiciu pentru tine, expert în castele. Ca etajul 2 să nu cadă, avem nevoie de coloane. Se face! Iată coloana! Și aici o balustradă pentru siguranță. Siu, am o idee uimitoare! Elsa e un copil, iar copiilor le plac toboganele. Așa e! Și știu exact cum să fac unul. Wow! Mulțumesc pentru asta! Vom lipi toate piesele și am terminat! Floare la ureche! Să nu fie un tobogan oarecare, ci unul de apă! Faceți loc! Și uite așa! Și piscina este gata! Când Elsa se trezește, poate să se arunce imediat în apă! Dormit. Acum e timpul pentru rutina mea de dimineață. Unde era toboganul ăla minunat? Și ce o să mănânc? Să vedem. Wow! Miam! Tortul ăsta pare delicios. Abia aștept să-l încerc. Oh, mulțumesc, prieteni. Nu știu ce m-aș face fără voi. Te rog, sună-ne dacă ai nevoie de ceva. Da, cu plăcere. Bate palma, Semi, suntem cea mai tare echipă. Vă mulțumim că ați meșterit cu noi azi. Dați-ne un like și nu uitați să vă abonați. Da, vă apreciem ajutorul, prieteni. Bună treabă, pe curând. Pa, pa. Oh, petrecerea e distrusă. Ce dezastru. E de rău, e nasol. Nu mi-am imaginat că va scăpa de sub control. Sam, ce-ai făcut? Acasă bătaia cu mâncarea e o tradiție. Am crezut că toată lumea face asta. Uite-te la rochia mea! Nu pot să port așa ceva. Ce mă fac? Nu te îngrijora, o să o repar. Auci, o să-ți fac, auci, o rochie nouă, promit. Stai, stai, era un banchet regal și tu ai pornit o bătaie cu mâncare? Serios? Am scos tot ce era mai bun din mine, totul în ceață, Siu. Da, și acum trebuie să-i facem o rochie nouă Elsei? Ok, de fapt, unde e ea mai exact? E la duș, își spală aperitivele din păr. Aoleu, cred că nu există o altă soluție decât să-i facem o nouă ținută. Și cred că ar trebui să începem cu o coroană. Aha. Și ultima piesă. Acum să înlăturăm șablonul. Gata! Ups! Oh, mersi pentru ajutor, Siu. Chiar trebuie să mă revanșez față de Elsa. Nicio problemă. Hai să facem coroana să strălucească. Are nevoie de câteva bijuterii. Totuși, e o regină. Unde sunt ele? Oh, mă simt fabulos! Diamantele sunt cele mai bune prietene ale unui slime. Au! Astea sunt pentru coroană, ți-amintești? Totuși, cred că-ți stătea bine cu ele, Semi. Mie
nimeni nu-mi cumpără niciodată bijuterii. Uneori, un slime vrea să fie răsfățat. Nu ai nevoie de diamante scumpe, prostuțule. Ești deja prețios. Chiar sunt, plus foarte chipe și super deștept. Asta e atitudinea. Ce zici despre acest fulg de zăpadă? Cred că arată bine chiar aici. Sunt mozzarella. Scuze, Siu, sunt cam ocupat acum. Sunt pe punctul de a da lovitura. În fine, o să te las să-ți continui căutarea comorii. Am reușit, Siu. Am găsit inima antica lui Eldorado. Oh, wow, e perfectă. Hop. Oh, arată fabulos! Hei, era comoara mea! Meh, știi ceva? Elsa o merită mai mult! Și de aceea ești un prieten bun! Wow, Siu arată uimitor! Coroana-i gata! Ce urmează? Probabil ar trebui să-i facem Elsa-i niște pantofi noi! Unde a plecat acum? Știe că avem multă treabă? Scuze, Siu, mă uitam la clipuri cu pantofi. Cizmarii ăștia muncesc din greu. Ce? Dar de ce ai făcut asta? Folosim lut, ai uitat? Adică am urmărit 6 ore de tutoriale despre pantofi degeaba? Nu se știe niciodată, s-ar putea să fie utile cândva, Sam. Cred că da, e bine să ai un hobby, știi? Bine atunci, hai să începem. Nu putem lăsa pe Elsa să aștepte, știi? Ador lutul ăsta! Arată uimitor! Uite! Și ne va ajuta să facem niște pantofi super eleganți! Și așa ar trebui făcut o parte! Urmează cealaltă! Ha? Unde-i cealaltă bilă de lut? Da! E uimitor! Oh, Sammy, ce faci? Avem nevoie de acest lut pentru DIY! Asta nu e masa de lucru, Siu, e casa petrecerilor! Woohoo! Ai niște mișcări șmechere, Sam, dar e ceva cu adevărat important. Trebuie să terminăm aici și poți dansa mai târziu. Ok, iată ce avem! Îmi place foarte mult rezultatul! Trebuie să unesc părțile astea! Să le dau o formă perfectă! Poc, 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 poc! Da! Mulțumesc pentru ajutor! Hai să vedem ce avem aici! Trebuie să-l scoatem cu mare grijă! Aha! Gata! Wow! E uimitor! Dar asta nu e tot! Hai să-i dăm mai multă culoare! Oh, grozavă idee, Sammy! Să o facem! Uită-te la el, grațios ca o lepădă! Dar hai să adăugăm și niște ștrasuri strălucitoare! Cred că-l putem folosi și pe asta. Pantofii ar fi mai drăguți cu o fundă. Poftim, Siu! Wow, ești o adevărată fashionistă, Sam! Trebuie să aibă un fulg de nea. Adică Elsa nu s-ar aștepta la altceva, nu? Wow, faci Adidas așa? Mi-ar plăcea o pereche. Încă o creație reușită, Siu. Ce zi! Oh, dar nu am terminat încă, Sammy. Mai avem de făcut rochia Elsei. Oh, rochia! Cum am putut să uit? Mă gândeam că asta ar arăta bine pe Elsa și dimensiunea pare a fi potrivită. Din hârtie, nu cred că va fi confortabilă. Asta nu e rochia propriu-zisă. E doar ca să ne facem o idee. Și acum să manevrăm acest lut. Arată perfect, nu crezi?
Sammy? Hei, ce faci acolo? Lucrez la ceva pentru Rocky Siu. Aceasta va fi cea mai reușită creația mea. Iată! Cred că vei fi plăcut surprinsă. Ok, să vedem. Sam, cum ar putea să ne ajute asta? Upsi, desen greșit. Acesta e cel pentru rochie. Nu spune nimănui despre asta. Mulțumesc, e mult mai bine. Știi ceva? Mă gândeam. Sunt sigură că ai fi un supererou grozav. Da, aș fi, nu-i așa? Super Sam sare în ajutor! Wow, rochia pe care ai creat-o e perfectă! Ai un mare talent, să știi! Hai să adăugăm puțin sclipici! Vreau să aplic și câteva ștrasuri. Uai, sunt orbitoare! Nici nu pot să le privesc! Wow! Elsa o să adore! Dar petrece mult timp la duș, probabil că apa e înghețată. Mă duc să verific. Bună idee! Eu voi continua să lucrez. O greșeală! E ca la Polul Nord acolo! Trebuie să te încălzești! Eu voi termina rochia. Mai trebuie doar să o decorăm. Arată minunat! Sper să nu cadă! Hai să mai facem niște fulgi de zăpadă pentru noua rochia Elsei! Trebuie niște pietre prețioase! Mai multe! Wow! Wow! Chiar a ieșit totul bine! Bravo, Sammy! Și Siu, desigur! Suntem pregătiți pentru modelul nostru! Să începem! Decât mi-am imaginat vreodată. Mulțumesc! Stai! Cum o să poartă Elsa așa ceva? Sunt făcute din lut. Nici o grijă. Avem nevoie doar de un pic de magie de iarnă. Pac! Deci, cum arăt? Mi se potrivesc? Oh, Elsa, arăți uimitor. Mă bucur că am putut să te ajut. Mai e ceva de făcut? Trebuie să ne întoarcem la banchet. Ok, trebuie să mă comport cât mai bine de data asta. Vă mulțumesc tuturor că ați venit, în special oaspetelui meu de onoare, Slime Sam. Plăcerea e de partea mea, maestatea voastră. Aș dori să mai spun ceva înainte de a mânca. Bătaie cu mâncare! Wow! Ha? Ce? Glumești? Ăsta-i genul meu de cină! Dați-ne un like, abonați-vă și ne vedem data viitoare, prieteni! Pa, pa!
Ce dimineață minunată! Tăiați, tăiați, tăiați! Auci, ochii mei! Nu mă înghiontii cu pensulele alea! De câte ori trebuie să repet? Nu ai replici în scena asta? Ridică-te în liniște! Ce? Am înțeles! Nimeni nu are nevoie de talentul meu aici! Am plecat! Hei, așteaptă! Ups! Asta nu e bună! Știu, ce ne facem? Nu știu, a fost singura actriță care a trecut de audiții. Ce bine că ești aici! Ai vrea să joci rolul principal în clipul nostru? Am visat la asta de când eram mică. Hei, asta chiar mă gâdilă! Salutare, lume! Nu există așa ceva în scenariul nostru! Stai așa, Semi, are ceva farmec. Las-o să improvizeze. Dimineața unei prințese nu începe cu o cântare așa cum crede toată lumea, ci cu aranjarea patului, așa cum face toată lumea. Ce? Deci ea poate improviza și eu nu? Veți plăti pentru asta? Wow! Stai jos! Filmăm aici! Cine ți-a permis să te plimbi aici? În primul rând fac o baie relaxantă pentru a mă revigora. S-a întâmplat, s-a întâmplat, la, 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 la. Deci asta e șansa mea. Să vedem cum vei face față acestei improvizații. Oh, nu! Unde mi-au dispărut toate hainele? Așa că, da, și el a fost ca... Ups, poftim, să nu-ți fie frig. Mersi! Tăiați, tăiați, tăiați! Ceva nu e în regulă, chiar așa, unde sunt hainele? Chiar contează, Sam, să continuăm să filmăm. Acum e timpul să mă spăl pe dinți și să-i fac albi. Ăsta e un secret foarte important al oricărei prințese. Ele fac asta de două ori pe zi. Atât de proaspăt! Încă mai am acel sentiment ciudat. Hainele erau aici, apoi bam, am dispărut. Asta e? Oh, nu! Păr de fantomă! Rutina de prințesă continuă cu machiajul și coafiura, bineînțeles. Hai să facem o pletitură frumoasă. Părul ei se simte minunat. Poftim! Totul este gata. Acum vom adăuga niște far de ochi. Strălucește ca un diamant. Și la celălalt ochi, bineînțeles. Să nu uităm de un far de obraz roz și un ruj strălucitor. Mua, ce culoare! Arăți uimitor, Elsa! Acum ești gata pentru micul dejun. Miroase bine! Mă întreb ce e în meniu azi. Ce putem găti pentru frumoasa noastră prințesă? Am o idee grozavă! Să folosim rețeta noastră regală secretă! Sună grozav, Semi! Hai să facem! Nu uita de lapte, fiu! Aluatul nostru are nevoie de el! Mersi că mi-ai mintit! Apropo, acum avem nevoie de niște ouă! Ouăle! Dar nu am niciun ban! Ce-ar trebui să fac? Poți să-ți dau acest păr magic de fantomă pentru niște ouă! Ce zici? Ce faci aici? Întoarceți-vă pe platou, voi doi! Acum! Trebuie să fac totul de unul singur din nou! Mersi, Semi! Acum vom adăuga ouăle în aluatul nostru! Ce simplu e! Ar trebui să punem și niște căpșuni, îți amintești? Să amestecăm bine acum! Și aluatul este gata! Acum vine momentul cel mare! Cuptorul este pregătit! Pune-le înăuntru, Sue! Să ne coacem tortul! Wow, arată uimitor! Îmi place la nebunie! Tortul este gata! Trebuie doar să se răcească! Elsa, pentru următoarea scenă am pregătit o surpriză! Trebuie să te comporți ca și cum ai fi uimită! Ce avem aici? Un tort, ha? Succes la filmarea micului dejun inexistent! Jucării, la locurile voastre! Acțiune! Dar nu e nimic aici! Asta e surpriza ta? Ce? Din nou? Eu l-ai mâncat? Ce? Nu! De ce aș mânca tortul? E chiar mai bine așa! Prințesele mănâncă întotdeauna doar alimente sănătoase la micul dejun! Nicio problemă! Vom pregăti ceva imediat! Avem o varietate de fructe aici! Nu poate exista decât o singură explicație pentru asta! Fantome! Vino aici, strigoiule! Sam, oprește-te, mă gâdilă! Bine, nu sunt fantome aici! Mai bine mă duc să verific acolo! Sam, unde te duci? Cine va filma videoclipul? Bine atunci, îți dau o mărire de salariu. Acum tu ești regizorul. Ce? Bine, pot să fac. Așadar, un mic dejun sănătos este o parte importantă a rutinei de dimineața prințesei. Ceaiul este servit înălțimea voastră și mixul nostru sănătos de fructe. Ce deliciu! Ce? Trebuie să o hrănească doar cu fructe de pădure? Fraieri! Ups, ceva nu e în regulă. Cred că tortul ăla n-a fost bun deloc.
Oh, wow! Deci, acum trebuie să găsim materialul potrivit pentru rochia ta. Ceva iernatic. Oh, îmi place ăsta. Grozav! Siu, avem o comandă pentru o rochie regală aici. Să începem! Rochia de prințesă va fi formată dintr-un top și o fustă. Mai întâi ne ocupăm de partea superioară. Eu am făcut volanele! Wow! Grozav! Hai să facem fusta super pufoasă! Wow! Uite-te la asta, Siu! Sunt atât de drăguț! Uimitor! Prieteni, uitați-vă la asta! Trebuie doar să mai punem niște decorațiuni! Lasă-mă să fiu zâna bună pentru prințesa noastră! Uș! Ce zici? Wow! Rochia asta arată splendid! Tăiați! Să luăm pauză 5 minute! Ha, de data asta nu vor scăpa! Le iau cu mine! Ce se întâmplă? De ce? Ce faci? Ce s-a întâmplat aici? Fantome! Sim, ce faci? Ah, bine, toată lumea pe locuri, fiți gata! Acțiune! Următorul pas este să găsești accesoriile potrivite. Mai întâi să ne ocupăm de colier. Care îți place cel mai mult? Ăsta arată foarte frumos. Bună alegere! Aici alegerea nu e așa simplă. Avem nevoie de un sfat de la un profesionist. Te invoc, Otibidaba! Sperie-l pe trigoiul din platou! Scuze pentru întrerupere! Fantome! A venit după mine! Haide, Sim, sunt doar eu! Mai bine ne ajut să alegem coroana pentru Elsa! Dorința ta e poruncă pentru mine! Asta e deosebit de strălucitoare! Ok, să vedem! Wow! E cu adevărat uimitoare! Mersi, Sam! Avem nevoie de pantofi potriviți pentru astfel de ținută. Aș dori să vă ofer ceva special din ultima noastră colecție. Mi-e teamă că sunt prea mari pentru prințesa noastră. Atunci, poate ăsta, un alt model exclusivist. Dar nu încă pe piciorul aici. Oh, am uitat! Pot să-mi folosesc bacheta magică! Hocus pocus, abonați-vă! Se potrivesc perfect! Prințesa noastră este gata să strălucească în toată splendoarea ei! Și asta a fost rutina de dimineață unei prințese! Tăiați! Filmarea s-a terminat! Bună treabă, toată lumea! Unde mă duci? Fiu, ajută-mă! Felicitări, Elsa! Hai să sărbătorim! Și minunat! Încă nu vine să cred că am făcut o treabă atât de bună. Cine e acolo? Sper că nu sunt fantomele sau ceva de genul ăsta. Pare atât de rău! Am făcut toate năsputile alea pe platoul tău de filmare. Promit că nu se va repeta. Tu? Slavă Tibidaba! Am crezut că avem o fantomă aici. E în regulă, nu-ți face griji. Doar vino alături de noi. Ultimul pas în rutina de prințesă este să te distrezi până cazi la propriu. Ne provoci la o bătaie cu perne? Auzi! Da, ceva de genul ăsta. Ne-am distrat atât de mult astăzi, prieteni! Nu uitați să ne dați un like! Ai grijă! Wow! Abonați-vă la canalul nostru, oameni buni, și ne vedem în următorul clip! Pa, pa!